2014 este anul în care Spitalul Municipal Câmpina va căpăta o nouă înfățișare. Policlinica va fi modernizată și echipată cu aparatură performantă, secția de chirurgie va intra în renovare, iar în curtea spitalului s-a amenajat un foișor unde pacienții pot ieși la aer curat. În urma discuțiilor avute pe teren, în mod concret cu domnul primar Tisanu, cu domnul viceprimar Dragomir, Lucrările au început încă din toamnă și s-au amenajat primele spații. Parcul de lângă centrala termică, chiar la intrarea în curtea spitalului în dreapta, un sector dedicat celor câteva mașinale spitalului, urmând ca în acest an să continuăm cu lucrări de amploare. Tot în cursul acestui an, administrația locală din municipiul Câmpina va amenaja și o nouă parcare. În folosința spitalului ar urma să intre și spațiul dintre cinematograf, spital, policlinică, spațiul care se deschide în strada Carol și pe acest spațiu se amenajeze un număr de circa 30 de locuri de parcare. În momentul de față, spațiul dintre spital și cinematograf este folosit de taximetriști, cu toate că aceștia ar trebui să staționeze într-un alt loc. Din start, în discuție, s-a luat în considerare și acest punct de vedere, și pentru stația de taxiuri, primăria prevede o altă locație în vecinătate. Și în curtea spitalului vor avea loc câteva modificări pentru a crea noi locuri de parcare. De asemenea, lângă centrala termică în spital, prin uh, mutarea habei de gunoi pentru care oricum avem nevoie de lucrări de uh, integrare în normele europene, se mai câștigă și acolo un spațiu pentru încă circ. Ca 15 mașini. În final, sper să obținem, lângă centrala termică, un spațiu total de 20 de locuri de parcare dedicat vizitatorilor. Restul de spații urmând să fie împărțite angajaților spitalului. Până la sfârșitul anului, persoanele care vor veni la Spitalul Municipal Câmpina nu vor mai avea probleme cu parcarea automobilului.